Toți proprietarii de mașini care și-au înmatriculat autoturismele după 2013 trebuie să dea în judecată administrația finanțelor publice unde au achitat taxa pentru a-și putea recupera banii. Vestea bună este că după 45 de zile de la depunerea sentinței definitive, banii se vor recupera integral. Ordonanța privind plata în tranșe nu se aplică timbrului de mediu, pentru că face referire doar la cele trei taxe declarate deja incompatibile cu dreptul Uniunii Europene respectiv taxa de primă în matriculare, cea de poluare și taxa pe emisii poluante, precizează un avocat din capitală. Cei care au început procedurile de înmatriculare, dar nu au plătit încă timbrul de mediu, au acum două posibilități pentru a rezolva situația. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că timbrul de mediu este ilegal. Cu toate acestea, legislația din România nu a abrogat taxa. Asta înseamnă că, în acest moment, proprietarii trebuie să plătească banii și să îi recupereze ulterior. A doua variantă ar fi să obțină o sentință judecătorească prin care statul să fie obligat să primească dosarul fără chitanța respectivă. Adevărul că. De asta nu mai cumpără nici lumea în ziua de azi mașini, din cauza taxei. Dacă stai și te gândești, dacă e o mașină la 2000 de euro și plătești 700, taxa nu-ți convine. M-am de recuperat 1000 și vreo 50 de euro pentru asta. Sincer de că să stau 5 ani de zile să-mi îmbargie eșalonat, mai bine lips. Pentru 6 milioane cât am dat taxa. Cum statul român nu are o lege care să abroge taxa timbrului de mediu, românii sunt obligați să plătească. Aceasta este cea mai simplă și rapidă metodă. Ulterior urmează să înceapă procesul cu administrația finanțelor publice și banii revin la proprietari. Procesele pot dura aproximativ șase luni, sunt de părerea avocații. Peste 5 milioane de autoturisme erau înregistrate în România la finalul anului 2015. Cu toate acestea, țara noastră are printre cele mai vechi parcuri auto din Uniunea Europeană. Aproape jumătate din mașinile existente au peste 12 ani vechime.